Momentan las deoparte plimbatul cu motocicleta și las casca jos și mă schimb în ceva mai comod. E ok, pot sta în casă și pot filma liniștit triviurile pentru că am studioul aici. Hai să-ți dau câteva sfaturi care ar putea să te ajute să-ți organizezi mai bine timpul în autoizolare. Dar hai să nu mai folosim termenul ăsta. Hai să-i spunem autodezvoltare. Da, îmi place. Timp pentru autodezvoltare. 1. Fă-ți un program. Impuneți singur orele în care vrei să lucrezi și în care vrei să te relaxezi și numai simplul fapt că respecti acel program o să ți aducă o stare de bine în plus. 2. Alege un loc specific pentru a lucra. Dacă în mod obișnuit mergi la birou sau stai în banca ta la școală atunci când înveți, fă același lucru și acasă. Amenajează-ți un birou, o masă sau un fotoliu, dar nu un pat. Pentru că știi tu mai bine de ce. Și 3. Formează-ți o rutină Într-o zi banală, rutina ta de dimineață e simplă. Mergi pe jos sau cu un vehicul la lucru sau la școală, intri în clădire, aprinzi calculatorul ori deschizi osdanul și ești gata de treabă. Fiind acasă, nu poți face toate acestea, însă îți poți face o rutină care să te aducă în starea de concentrare. Fă un duș rece, bea o cafea fierbinte sau începe ziua cu meditație sau antrenament. Acestea fiind spuse, orice-i face, spor la autodezvoltare.